Trebuie să aflați toate datele importante. Pe 15 iunie 2015. Mă uit eu la ceas acum. Este ora 3:13. Asta e musca prinzătoare. Mai e masa apei. Sunt la curba și la baraj, la Goleș, la curba. Da, mai între apă, dacă e riscul cu albețetul, știți? Aproape de curba. Ieri am încășit pe la 145. Și aici e Buturuga. Știu cum mai stau. Și acolo e central. Ora 3:13, mai dau. Masare. Dedicați pentru Crizi la ruși, Crizi. Haideți încoa! A mai crescut apa de ieri. A mai crescut și peștine. Dar de ce prindeți la dumneavoastră și eu nu? De ce prind numai eu și dumneavoastră nu? E. Pentru că trebuie să faceți ce fac eu. Eu dau să știu ce fac dumneavoastră. Una, trebuie să aveți niște muște mai șmechere. Cu curcubeu pe ele, a doua un fir textil și băț mai duru. Firul nu e chiar obligatoriu, dar bățul da. Și apoi jucat în masa apei. Jucat în masa apei și el atacă. Păi nu vă învăț eu. Ia uitați. Nu pe toți îi învăț când... Că spune că la ora asta nu se prinde pește. Ia că pe aici în față stau pe masa apide. Nu dau de acum. Al meu asta e din două bucăți sau din cât? Nu, se lungește și trebuie cade. Se lungește el așa. Da. Și se poate strânge? Se mai poate, da. Dar de ce? Nu e aia problema. Nu e aia problema? Cred eu, nu știu. Așa credeți? Păi... Avem și mai mici acasă. Da, ăsta mic și dur, uitați. Vedeți cum e al meu? Am o grămadă acasă, dar. Păi vedeți? Data viitoare lasă în ăsta. Sau l-adaptați? Pe la care l-aveți. Și un fir textil să vă luați obligatoriu. E dacă... textil, nu textil, am e de la de silicon. Nu, textil. Vă luați pentru stilul ăsta. Pentru toate artificialele astea. Textile, îmi luați un 0-10 ca lumea de fiecare. Al meu e gros, l-am de la un prieten, ăsta-i 20. Dar mă chine și ochiul ăla. E mai bun, mai fin. Uite, așa a dat în ea. Cum, așa a dat în ea? Nu, vedeți cum trag de vâr? Pe ce are domnul ăla asta? E și mulneta. Scârție și molinet. A mea, da. Nu, a mea, scârție. Ce a mea Da, la vânzare niște le-a tunate, de alea cu curcubeu, de sclipesc în soare, ia ochi.
Vezi, ce-i linia? Fac acum. Trebuie să iau ochii și lui să pară că e peștișor ceva. Peștișorul are irizațiile aia, el și mi-a trebuit să-l seama. Este doar joc, așa, sport. Doar mișcare și... Nu știu, pe talus cum e, că aici... Eu aici numărit, că am mai dat acolo la 35, da. Aici, la 35, prima dată, na. Le-am jucat prea sus, ia uitați-vă. Vedeți? La nivelul ăsta nu le e. De frică să nu se agățe. Trebuie o leacă să le las mai jos. Pe deasupra structurilor, ca să am mai șanse. 1, 2, 3, 4. Cam așa să zic eu din ochi. O fi intrat și alea acolo undeva. Acum unde stau ei. Dacă era fundul curat, dar nu mai stătea el dacă era fundul curat. Dacă era fundul curat, nu mai stătea eu. Trebuie structură ca să stea peștișorul pe acolo. Structura ne încurcă pe noi. Stătea așa, ca o masă. Cum? Da. Și mai trebuie căuta, da, stânga, dreapta. Tot până stratul de sus. Să mai dau pe coleș. Păi mai... Încurcă ăla, că e vârful cam moale așa. Îmi pescui mai de viteză ăsta, mai de... Trebuie unul mai scurt. Vrei să slăbești, faci? Porcă așa. Cam ora când prindeam și din barcă, e 3 și un sfert, cam pe la 4. Ce-am treabă aici? Am o barcă, treia 2 kg. A, era bună barcă. Nu mai agățați nimic. Lini. Te băgai o leacă mai în față și de. E treaba că se mai plimbă și bancul ăsta. Da, zice. Stel prea mult jos, da. Dacă se duce stânga-dreapta. Prea sus, s-a înjucat-o. Prea sus s-a înjucat-o.
are rost să fie socoteala? Am luat 2. De cât timp? De 5 minute, că acum apucai să pescuiesc, că făcui linii. Dar până la cât timp făcui? Filme? Am muncit, fac linii, cine să le facă? De vânzare. Ia uite-l! Da? Ia uite-l! Acum vin peste vână. Poftim? Acum o bag. Păi da. Frumos? Da. Abia trag de ei, auzi cum face mulineta. Bine, și o scură de lumină, de mulineta. Bă, mă chinui să nu dau pe fund și să-l joc în masa apei, știi? Două bucete. Ăsta e al treilea. Am ghițit-o cu totul. Ideal e să dăm așa între ape, știi, să joci între ape, ca să nu... Între ape? Da, păi. Și trebuie ca la limită să ajungi la ea, așa, cam un 2-3 metri, 3 jumate, așa. Că ei stau între ape, nu trebuie să o lași pe fund. Să agăți. Pe iunie. Aseară am luat și pe taluz. De seară mă bat pe taluz. Dar așa acum trebuie încercat, că nu se știe. Vitrea deasupra nu mai e. Aia cu s-o mai jos pe ta. I-a dat ciocan. I-a dat ciocan. Trebuie să nimerești nivelul de 2-3 metri acolo. Să o joci pe acolo. Cum? Da. Păi nu, că atacă în masă. Sunt mulți așa și stau așa în masă apei, știi? Dar nu stau nici prea sus, stau nici... Deci stau mult mai jos. Ei stau... Păi da, depinde care atacă. Și ăsta e pe cărlic de 10. Mai jos, Alec. Și acum, dacă lași așa, nu mai e riscul nici de agățăr, știi? Treciezi așa de nochi. Dacă vii și prea sus cu ea, nu... Nu atacă, că n-ajunge la el. La 35 o lăsam pe fundă. La 35 o lăsam pe fund, dar pe fund faci un metru și ți-a bățut mâna. Ce faci? Mici de doar un metru, le joci și gata, ți dă imediat, că el stă mult mai jos. Dar e riscul și când mergi prea deasupra, nu mai atac. Oricum, văd că plumbul se mai ridică din joc. Trebuie să atole că mai jos. Doi, trei. 4, 5, 6, 7, 8. Hai să o las pe 8. Am numărat până la 8, să vede.
vidjeti, da. Da su pravnjima. Cijeli djokar je treba. Normo. Ma do novosti patrošim koja tala še je vlas poslata. Ja mam ušor dla peści szura idzie. Pojadę, stoi tu, ale... Atacat? Da, Dumnezeu. Doi. Ia uite de aici la șef. Ia că mi-a dat și mie. Oooo! Hai, mai încoa lângă noi, să ne ajuți. Ia uite cum face băț. Cu trevără, ăi la mine. Oooo, bă, da. Mamă, să-l țin pe antebrăz, că mă pot. Pe 15 iunie 2015. Hai! Da! Dar dă-i mai cât poți, vină cu ca zic eu. Dă-i cât poți de departe și o lași așa, ca în 3-4 metri și o joci. Nu mă sap. Ai luat 2? 3 ai. Băi, ești nebun. 3 am? Alu, păi dai mă drept, mă, pe mâine mâna. De zi, am lăsat să cadă. Așa. Vreau să ducă jos? Nu, întreabă. Cât de întreabă? La vreo 3-4 metri, așa, apreciez ca asta, nu știu nici noi. 15 iunie, ora 3:30. Apreciezi asta, știi? Și ce și jos. Dar vezi că e recomandat ar fi un plumb mai greuț. Ca să țină tensiune, știi? Da, nu prea. Ai plumb ușor și ți le ridică în sus. Da, da, pe când vin prea deasupra, și eu când le joc prea deasupra, mi-e frică să nu le las jos, să, nu le ia. Da, e. Să de gândi ar de cât e, de 16 ăla? Plumbul? Aha. Trebuie să ia, dar trebuie să le lași mai jos. Dumneavoastră ați lăsat-o pe fund, nu? Eu nu am curaj să o las, că am rupt ieri. O las în masă, apoi încerc să joc așa pe dă. Da, păi pe fundul ea imediat, deci nu știu eu de la 13 de acolo, de la 35. El stă pe fund, stă banca. Ia, hai să mai dăm. Îmi zisă domnul Emil că e presiunea mică. Adică să mă încurajeze că nu primi. Zic, bă, mică, mare, nu mă interesează. Uitați, domnule Emil, cum merge marfa, cu presiunea mică. Da, pune-i un plumb mai greu.
eu dau de noi, ce-mi dai seama că nu știu. Și eu dau de noi, cu dacă vine prea dată asupra, nu mi leapă. Uite, la ce? Ei, a venit deasupra, vezi că le-am adus? Nu le-a la nivel. Tot deasupra de noi? Da. Au zis că am venit chestiile la jos și că toată le aduc prea deasupra. Lăsate mai mult. Câteodată o jucam pe loc și lăsam frumos să o coboare. Dacă le-a dat asupra niciunul. N-ai prins pe ele? Nu. Păi nu sunt alea care mi le-a dat-o. Asta le găsi pe acolo. La mine era cu plâng cu tot. Păi nu are treabă, da. Tot deasupra venit. Vă mai încolec. A crește apa, nu? Să domnul Emil că vine furtuna. Deci, bă, în două ore vine furtuna. Se sperie. Tot deasupra, bă. Să trag mult când le joc. O las eu până aproape de fund. Acolo, dacă dai mai departe, și chiar dacă o lași pe fund, ideea e să joci. Să joci până se trage și după aia strângi repede în sus. Deci te apropii de mal. Că te-aș da și una la 35 de mal. M-aș duce la un taluz. Acolo la taluz e mai simplu. Adică mai simplu. Nu sunt așa bătură. Trebuie să fac o probă la 35 la jos. Mai dau și pe acolo. Cum? Nu, eu văd că eu le aduc când vin sus și normal că nu e asta, dai seama. Sus nu e. Peștele stă mai jos, liban. Dar aici adăm cu risc fiecare, poți să-l lași. Unde? Toată zona asta. Unde e fără? Cu risc mai micuț la 35 în față, acolo. Unde am făcut eu filmarea. Uite acolo, 35. Cu risc mai mic. Adică 2%. Dai 200 de ori dacă întâmplă, înțelegi? Dar aici unde dăm noi acum? Să-mi pomi aici. Aici unde dau eu acum să-mi pomi. Aici să-mi pomi, butrugi, unde dau eu. Pe jos. În general, cam aproape de mal unde de eu, eram noi cu barca mai încă o leacă și n-agăța. Am dat noi cu fund pe acolo. De luna agăț. Numai când vii către mal încă. Numai când vii către mal încă agăț. Da, dar
Au, ce-a dat în ea. Ova! Aha, ce băță! S-a lătrat mai jos. Se vede că ridic de jos. Pă monstru! S-a lucrat mai jos. Să mai încercăm norocul. Poate veni ăla, valul ăla de vânt, că pe vântul ăia ca lumea înainte de vânt. Se simte ceva rece, început să și să plouă. Ce vântul cum vine. Bună răcoareala. Băieți, că au făcut treaba la pădure seara. E o locație bună, uite acolo pe colț. Ce luam noi acolo, fără agățături. Nu, biban. La biban. A fost răsătura? Da, eu la 35. La biban, dar uite, de când ne-a dat drumul, după 10, n-am încercat deloc până acum. Colțul acolo. Luam și în gura de barcadelului pe jumate. L-ai simțit? Da. Păi vezi să n-ai ăla tamburul desfăcut, slăbit. N-ai tamburul slăbit atunci când vrea să desfășoare fir. Să nu-l trage. Bacule, să dau una pe treș. După fund, acum să vedem ce zice după fund. Am lăsat după fund complet, s-o las pe fund. Complet. S-o las până nu mai ai hiria. Să fie pe fund, doamne.
N-am luat-o nici pe fund, e între ape, de nebun. Între ape și n-ai ce să-i faci. Între ape și între ape, da, e cam moale. Bă, ceva, nu, de tot război, n-ai avut altă mai aidă? Nu. Faci unul din două tronsoane de la o varcăș. Termina bârciu. Îi pune un el de vârf și unul acolo, la jumate și pui o mantrină și s-a făcut super bârț. De carbon e și ușor. Dar nici eu nu mă aștept, înțelegi când tragi. Eu fac jocul acolo. Da, uite, vezi că a luat-o sus? La musca de sus, vezi. Deci, clar că ăsta. Am și... Păi bagă una de-aia care te-am zis. Mai micuțe, astea sunt mai neserioase. Nu, ai și monofilament, nu? Asta principal. Asta e monofilament. Asta? Nu, ăsta e textil. Textil? Merg astea? Știfturile astea? Merg, dar asta e prea... De ce tu mai fac? Ce? E scurtă rostrul, nu poți să... Ce să-i nu? E mai fast, mai mare. Păi nu poți să... A? Da, păi contează. Măcar la 2, știi? Mai mică că dă cu butul, e el o apucă în gură, este. O mic și o apucă în gură, dar dacă e prea mică. E posibil să fie și treaba asta. O, îi spunem că am pățit și așa, nu l-am nimic. E fără și pasta asta. Asta da, mă e. E posibil, da, să fie... Nu poate să ia, că e cârligul mare și n-are... Da, da, da. Și nici cârligul nu poate să-l prindă. E cam măricel? Nu, e bun cârligul, cu destul de așa, dar nu poate să-l prinde dacă e scurt, struna scurt. Știi? Adică îl apucă o leacă și ne-a dus să-l ține. Uh-huh. El apucă în gură tot. Deci le apucă, dar să nu poate să le apuci. Uite, acum. Acum e altă treabă, uite. Păi, asta e tot mai altă treabă. Sunt scurte, rău. Da, sunt scurte. Ce dracu, de teamă de rău. Scoate, nu poate să le... Bă, păi lua și ceva bucăți. Dar ce ții în sare să nu se pune musca, nu? Da, și să nu știu ce este apă. Eu dacă prind vreun chiul, îl bag viu în apă. E posibil să ai foarte mare dreptate. Că n-are cum să le ia. N-are cum să le ia. Dacă merg... Mi s-a părut și mie în apă că merg înșirat de profil. Eu mă uitai, dar eu am crezut că este ale mele, dar vă zic că e strună acolo scurt. Pe linia asta. N-aveai cum să comentezi, să zice, dacă e știftul ăla de linie. Păi nu e de știftul, e vorba de... de o strâne, uite. Nu se mai strânge? Da, 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 o mezesc așa. Acum, da. E vreo diferent acum? Păi uite și ale mele că sunt, uite-le. Asta, 2 cm. Da. 2 sunt toate. Teoretic ar trebui să crească șansele ca lume. Dar lasă mai jos ăla. Acum încep să joci așa. Nu mai las să ducă? Acum încep să joc. Normal,
El mișcă apucă în gură și dacă ai mișcă-o cât de încet. Ai văzut cum i-a atacat, nu? Am văzut, da. O ții pe loc și îi dai înțepături și el se enervează până îi dai înțepătura, că... Da. Da. E jonglerie. Dacă trebuie să zice după ea, dacă o apucă bine, dacă o face așa în fața lui, când se dă înțepătura. Se da, păi, dar să-i dai înțepături controlat. Se enervează și atacă ea. Asta era? Da. A trenit să înaintașe, dar nu-i... A trenit și eu, da. Ia să mai facem jumătirii. Cu joc. Te vezi că slăbesc firul, dar se înțepătră. Ca și cum aș trage alea, că se simt plumbul. Uite, și-a dat înțepătura. Dar el o apucă în gură și el când o mișcată și i-ai dat următoarea, l-ai înțepat tu. Ai înțeles tehnologia? Că n-am făcut mare, dar numai că am lăsat-o mai jos unde trebuie și am făcut-o acolo unde trebuie, unde el, știi? De aia trebuie un băz mai dur ca să-i dai ca lumea, că e lusus. Dar să faci tu unul, am eu încredere, nu? Ce? Zic că să faci unul. Acum nu mai simt nimic. Agăța foarte puțin, a scăpat. Zic să-ți faci un băz de ăsta pentru așa ceva. Mai dur. Sincronizat așa. Deci ai spart gheața până la urmă. Mi-a dat și mie un... Aaaa, ce dăduse pe alea jos. Jos nu-mi atacat. Așa. Deci contează strâna, nu? Minim de 2 ca să poate să apuce și... O, ca ai fir textil, e bun. Da? Zic, e bine ca ai fir textil. Bățu, dar fă-i jonglerile așa, înțeleg. Și ce ți-ar mai trebui să schimb? Ce zic eu așa după mine să-ți crească șansele mai rapid? Pune o linie de aia care ți-am dat eu o dată, cu verde, cu... Da, vezi că se lipește el. Puneți o linie de aia și pune un plumb mai greu. Eu așa văd lucrurile. Să-ți crească șansele. Asta cum zic eu, teoretic, știi, practic. Aici, dar le-am adus pe deasupra. Co? M-am muncit până aici, dar le-am adus pe deasupra și degeaba. E ca motorizarea lui unul. Am filmat pe unul, făcea și-a luat tractorel de la dății cu mâna, știi, și mergi ca să rărești iarba pe-un furun. Și patina ăla lui roțile și să suise roțile pe rândul de porumb, să zici cum te ia porumbii. Păi ce faci, bre? Dar e în gol aici. Păi nu știu, prete. Și trăgea și stânga-dreapta. Deci făcea pe porumbul varză? Da, dar el nu o lua drept în față să-și trage și merge.
Băga stânga, dreapta, o lua odată stânga, o dată dreapta, o dată stânga, o dată dreapta. Ce ai făcut cu proiectul ăsta? Ce ai făcut cu ăsta, că nu faci nimic la pământ? Da, ia să duc mulinetele și scârț. La stilul ăsta. Sunt scârțe. Mă bag o leacă spre curbă să văd varianta să ajung la ora asta la 145. Să vadă pe scare dacă se prinde pe taluz la ora asta. L-ați mai simțit pe escroc? Nu nimic. Ca că am luat firul de vreo două ori. Ah. Mă plim mai mult să mai dezamorțească mâna, că nu mai pot. Tot dând așa, ca la târnăcop. Pe 15 iunie 2016. Nu e 16, 15 mai vede. Ia uite de puiet aici, mă. Nu, eu cred că sunt pui doble. Pui doble. Să dau o mână și pai. Vorba lu. Lutonii. Cu ștucile. Să vin numai acolo. Seara am văzut că era la... Să nu călcați pe lemne d-astea. Nici că v-am mică picior, mă ziceam. Sau pe nisip sau pe mâzg. Mare atenție. Ziua.
Da, una singură și mai. Era la jos. Au la jos. Dar nu știu, ia să vedem. O pălărie de-asta de plastic. Bună ține la sare. Testat eu la ora asta, ca să nu ne testați voi. E pe seara, vine atras.